Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Alex Nechita și atâne din nou aici la Extemporal, aici la TLM. În seara asta vom avea o discuție ceva mai aplicată cu invitatul meu, deși l-am invitat de ceva vreme, a fost ocupat, a ajuns astăzi alături de noi. Este vorba de Consiliul Județean PSD, domnul Adrian Bouceanu. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Recunosc că mi-am mi dorit această discuție cu domnia sa pentru că el vede puțin lucrurile diferit față de noi, ceilalți, pentru că le vede și prin prisma calității de avocat pe care o are după ce a terminat facultatea și a intrat în barou neamț. Nu? da. Bă aveți dreptate, no, dar e, nu sunt singurul. Discuția care... va fi ceva mai aplicată pentru da. că știu că nu sunteți singurul, dar este, sunteți cel mai la îndemână și consilier de cean și avocat și implicat în probleme pe care vreau eu să le discut în seara asta. Este vorba de minunata ședință de mâine care va avea loc sub auspiciile unor alegeri. Când spun alegeri nu trebuie să înțeleagă toată lumea că nu e vorba de alegeri deocamdată așa cum le știm noi, adică o să meargă nemțenii la, la urne. Se va întâmpla și acest lucru în următoarele trei luni de zile, depinde când va stabili Guvernul României data pentru alegerile în care, la care se vor prezenta nemțenii să-și aleagă viitorul președintele Consiliului de, Consiliu de Țean Spun toate acestea pentru că astăzi prefectul de Neamț a emis ordinul de încetarea mandatului, că așa este în conformitate cu legea în vigoare și a trimis toate actele necesare la Ministerul Administrației și Internelor iar mai departe Ministerul, inclusiv Guvernul, va stabili data alegerilor din județul Neamț. Până atunci, la ședința de mâine, unul dintre cei doi vicepreședinți care ocupă acum funcțiile din executivul nemțean va fi ales pe funcția de Președinte, cum spun unii, de fapt va, va rămâne președ, vicepreședinte, dar va primi atribuții de președinte. Conform legii, tot mâine se poate, nu este necesar ca unul dintre consilieri județeni să acceadă pe funcția lăsată liberă de pre, vicepreședintele care va urca, să zicem, în cabinetul președintelui. Am spus ce am spus corect până aici, domnul Borțeanu? Da, sau... da, da. Am spus corect. Bun. Uh, încă nu este trecut acest proiect pe ordinea de zi, din când am înțeles eu, recomandarea prefecturii a fost să se întâmple cât mai repede și uh, este necesar ca instituția Consiliului de Zan Neamț să poată funcționa la parametrii normali. Adică, vicepreședintele care va prelua atribuțiile de președinte va avea drept de semnătură. Să ai drept de semnătură înseamnă, e mare lucru într-o astfel de instituție, pentru că dacă nu există cineva care să aibă drept de semnătură, nu se mai pot semna hârtii, nu se mai pot da dispoziții, nu se mai pot plăti salarii, nu se mai pot face, nu știu, acele transferuri bancare logice, normale, firești, care se întâmplă într-o astfel de instituție. Într-adevăr, așa este. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și cu punctul de vedere a domnului prefect, în sensul în care trebuie să asigurăm fluența și funcționarea firească acestei instituții, însă cu acordul dumneavoastră, pentru că sunt la prima apariție televizată după trecerea în neființă a președintelui Tărâță. Doresc să transmit și eu condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați. Este firesc, este normal să fac astfel de o, o, o asemenea transmitere de condoleanțe. Trecând mai departe, într-adevăr, noi avem o ordine de zi stabilită, însă împrejurările unei bune influențe a, Circuitului juridic din Consiliul Județean și practica activității Consiliului Județean în sine, este necesar să desemnăm pe unul din cei doi vicepreședinți să dețină atribuțiile de președinte pentru a face toate acele operațiuni despre care ați făcut dumneavoastră voibire la începutul emisiunii. Cu siguranță că, din punctul dumneavoastră al presei, cred că. Aceste aspecte sunt mult mai savuroase și mai importante decât ordinea de zi propusă inițial. Ei, mai sunt câteva proiecte, uh, pe dar ne-au atras uh, atenția. Eu întotdeauna am considerat că proiectele de fond sunt cele mai importante, nu mai puțin importantă și această firească, uh, să zicem, operațiune de desemnare a unui vicepreședinte. Bun, tot mâine, având în vedere și un comunicat emis de ani, de Agenția Națională de Integritate, astăzi, cu privire la domnul Vasiloiu, care a fost găsit în incompatibilitate a doua <laughs> e... Da, din câte mi-am că... Și a fost găsit incompatibil pentru mandatul 2008-2012 și acum a fost din nou găsit incompatibil pentru mandatul 2012-2016. Uh, domnul Vasiloiu n-a mai fost la ședință, chiar el mi-a declarat astăzi, n-a mai fost la o ședință de Consiliul de Țean. A fost la una într-un an, Postul vacant a fost ținut liber, până, nici măcar liber, e ocupat de fapt. Postul care ar trebui să fie vacantat. De nu a fapt. Fost, da fost vacantat. Corect, nu a, nu a, a fost, fost vacantat. vacantat. Uh, e, e o situație. De fapt, a mai fost cineva declarat incompatibil astăzi pentru mandatul 2008-2012 în Consiliul Local, doamna Elena Boengiu. Acolo situația nu-și mai produce efecte, chiar n-au ce să mai discute. poate că doamna Boengiu nu o să mai poată candida în următorii, în, în trei, următorii ani. trei ani da. asta în cazul în care va contesta și va rămâne o decizie definitivă și așa mai departe bun, avem pe lângă domnul Gheorghe Vasiloiu deși niciodată, deși au mai fost consilieri care au spus da, de data asta rezolvăm situația, a rezolvat situația înseamnă a elibera postul că eu acum chiar aș vrea să vă întreb n-ar fi mai corect, dacă secretarul județului ar veni în ședința cu pricina și, va, și ar spune domnul X, consilierul X, a fost găsit de ani în incompatibilitate, prefectul a emis ordin de încetare a mandatului. Vă rog să luați act și să nu se mai voteze. Nu așa ar fi corect? Da, ar fi corect ca o propunere legislativă, pentru că păi în, în spun... actualul context legislativ. Nu poate face așa ceva secretarul județului, este obligat prin lege să supună plenului Consiliului Județean acest proiect privind încetarea de drept a mandatului unui consilier sau altul. Sunt de părere cu dumneavoastră și mi-am exprimat și eu această opinie, și în contextul acelei amenzi emise de ani împotriva tuturor consilierilor județeni inclusiv a subsemnatului, care uh, au respins, atenție, e foarte important, suplimentarea ordinii de zi cu acel proiect care uh, privea încetarea de drept a mandatului domnului Pruteanu și uh, în contextul acela mediatic, întrebat fiind de colegii dumneavoastră din presă, le-am explicat foarte clar că ar fi fost... Uh, o altă procedură și o altă concluzie, o altă viziune, dacă legiuitorul lua prerogativa aceasta de a constata încetarea de drept nou consilierilor și crea un mijloc administrativ, pur administrativ, pentru constatarea acestei încetări de drept a mandatului. Dar atâta timp cât legiuitorul a menținut dreptul nostru a consilierilor de a dezbate, și de a avea propria opinie cu privire la această chestiune, că pentru că până la urmă un astfel de proiect este supus, oricărea din cele trei variante, vot pentru, vot împotrivă sau abținere, cu, într-adevăr, efectul juridic al votului împotrivă, ca să fim concreți, eu am dreptul așadar să discern, să verific documentația și să-mi dau un vot în consecință, într-adevăr, asumându-mi și consecințele juridice ale acestui vot. Bun, dumneavoastră da? aveți dreptate. În același timp, dacă e să vorbim tot despre cel care a făcut legea cu pricina, dacă prefectul emite un ordin de încetare a mandatului pentru un primar Ar sau trebuie. pentru un președinte da? de Consiliu Județean, acolo el nu mai are aceasta, să-i spunem, scăpare a votului. Sigur, El nu. pleacă instantaneu. De Efectul juridic este imediat. Deci e, punerea în aplicare este imediat. Ar putea fi modificată legea încât cu să siguranță. facă puțină lumină în acest cu aspect? Cu siguranță. Să nu, mai, să nu mai rămână pe umerii dumneavoastră e, sigur, este, de a... la, 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 Deci până la urmă este și o mare responsabilitate pentru un consilier local sau județean să aprecieze astfel de chestiuni cu caracter pur juridic, pur tehnic, în condițiile în care nu toți sunt uh, juriști. Da, e și e firesc să nu fie toți juriști. Trebuie să fie din toate sferele sociale fără Bun, eu mai am o întrebare. Că... Dacă tot am vorbit de uh, acel moment cu încetarea mandatului, propunerea pentru încetarea mandatului domnului Vasile Pruteanu, în cazul în care ar fi introdus, ați fi permis introducerea pe ordinea de zi a proiectului cu pricina și ați fi votat atunci când, a venit, când ar fi venit în discuție proiectul cu pricina împotrivă sau pentru, să zicem împotrivă, că mai puteați fi sancționați de ani? Da, puteam pentru fi pentru că este dreptul dumneavoastră da, ca și consilier să vă da, exprimați o da. opinie. Puteam fi sancționați de ANI, ca să spunem așa, cu mai puternic cuvânt decât uh, situația concretă în care am fost sancționați. Pentru că ANI a sancționat uh, au sanc, a sancționat toți consilierii județeni care s-au împotrivit la suplimentarea ordinii de zi. Deci nu a fost vorba de un vot de fond. A fost vorba doar de un vot de uh, împiedicarea procedură. de procedură, de, uh, împotriva suplimentării Uh, ordin de zi cu acest proiect. De aceea am considerat și încă uh, voi considera până voi vedea și o motivație a unei instanțe contrari, contrare, că uh, Ani nu mă poate obliga pe mine, consilier local sau județean, să accept în orice condiții suplimentare unei, uh, unei ordini de zi. Bun, dar și chiar dacă da. se discuta proiectul, atunci... dacă mă întrebați pe mine. Deci, dacă mă întrebați pe mine liber ceași... arbitru unde, e, dacă Be, eu n-am vedeți? Sau... A, asta e contradicția uh, legii. Pe de o parte, eu sunt eu îmi spui că mus, ai. obligat să mi dau cu părerea dacă X sau Y este incompatibil sau nu, da. prin votul meu. Pe de altă parte, mă sancționezi dacă eu consider că nu este incompatibil. Corect, nu înțeleg. Adică e o anomalie juridică, dacă vreți. Sunt foarte multe în domeniul administrației publice și nu doar. Dar cu, eu cred că în activitatea mea de avocat... Rar mi-a fost dat să văd pachete legislative privind un domeniu atât de contradictor. Și asta vin de câțiva ani buni încoace, nu de ieri. De-aia spuneam eu odată într-o intervenție în Consiliul Județean, o intervenție pe atunci destul de criticată, sau mă rog, criticată, când am spus că legea se, în domeniul contenciosului se și interpretează. Se interpretează pentru că există mari lacune din punctul meu de vedere și ar trebui neapărat să se vină cu completări, modificări și în funcție de practica judiciară. Noi, avocații sau judecători, magistrații, noi citim și practica judiciară. Multe chestiuni rămase în suspans prin nelegiferare au fost lămurite prin interpretare de uh, instanțe de control judiciar sau chiar de instanțe de fond, ba chiar și de înalta curte de casație și justiție. Dar acele sentințe, soluții judecătorești, știți foarte bine că în România nu reprezintă izvor de drept. Sunt uh, orientative, dacă vreți, un, un complet de judecată poate sau nu să țină cont de ele. Însă, în condițiile unor aspecte controversate din Consiliul Județean, așa cum au fost, din plin, în acest mandat, mi-am permis să-mi expun puncte de vedere care țin și de interpretare. Diferența dintre un jurist și un scrib este puterea de a interpreta, nu abuziv ci în limite rezonabile și cu argumente. Pentru că, bine, de interpretare putem apuca toți să interpretăm fără niciun și fundament. Și în faptului că un jurist cunoaște mai multe legi decât un script? Nu neapărat poate cunoaște mai bine modalitatea de a se pune problema în practica judiciară, în instanțele de judecată, poate a citit mai multe sentințe exact. pe cazuri similare. Eu mă bazez foarte mult pe practica judiciară în munca de zi cu zi. Atunci când am o speță, un dosar, să zicem, cu caracter de nouătate primul lucru care îl fac, intru pe practică judiciară. E diferența, dacă vreți, între. Nu mă pricep la chirurgie, dar îmi permit tot să-mi dau părerea. Un chirurg care a stat foarte multe ore la uh, necropsii, în, uh, acolo uh, jos la ML, va ști mai multe întotdeauna decât unul care a stat numai în, în operații pe vii. Deci, practica judiciară îți dă întotdeauna îți, îți, îți dă variante, îți dă alternative, îți dă interpretări, poate la care nu te-ai gândit niciodată. Am înțeles. Bun. Ședința de mâine, în afară de proiectul la care trebuie să revin, că o să revin la el, cel cu alegerea viitorului vicepreședinte cu atribuții de președinte, mai are pe ordinea de zi validarea de mandate a domnului Costache Lupu, a domnului Bogdan Șendrea, deci Costache Lupu UNPR, Bogdan Șendrea PNL, a fost pe liste la apel, dar... Sigur, l-am văzut în sediu de campanie la PNL, sigur, acolo o să meargă, și de, de fapt nimic nu e sigur. Și domnul păcar la PSD. Așa. Asta înseamnă că se ocupă câteva locuri din Consiliul de Zețean care până în momentul de față au fost coale Așa este, da. A, întrebarea mea este, dar nu pentru domnul Borceanu, pentru cei care vor alcătui ordinea de zi mâine și o vor suplimenta cu proiectul cu pricina, dacă aceste validări se vor face înainte de a se vota. Alegerea președintelui sau după? Păi, urmă, Că aceste trei nu, voturi înainte, contează. Înainte să. Deci, eu, văzând ordinea de zi, am. E clar. Deci, aceste proiecte sunt primele. Primele da. proiecte țin de validarea mandatelor, da? Bun, dar poate doar, vine... dacă, doar dacă se propune în plen renumerotarea Pă da, și păi da, propun renumerotarea da, proiectul da, da, dar trebuie să se vină cu argumente solide. Sigur, în momentul în care ele au fost puse primele pe ordinea de zi, aceste proiecte prin validarea mandatelor, cu siguranță că argumentul mă rog, la care s-au gândit cei care au constituit mapa de ședință și au gândit ordinea de zi a fost tocmai acesta, că aceste voturi trebuie să fie luate în considerare pentru proiectele următoare. Da. Bun. Revenind la proiectul cu Pricina, cel care va fi suplimentat pe ordinea de zi, trebuie menționat că în conformitate cu legea 215 și 393 statutul aleșilor statutul locali, local, alegerea de mâine va fi făcută cu vot secret. De vot privind persoanele, da. Exact. Și asta presupune vot secret. Bun. Dumneavoastră, domnule Borceanu, va trebui să alegeți între unul sau altul dintre colegii dumneavoastră. Că și domnul Dan Manoliu și doamna Emilia Arcan sunt membrii PSD. Amândoi sunt vicepreședinți la PSD. Acum, na, cu tupeu... Ce tu să vă mă... întrebați pe cine? <laughs> mai cu tupeu vă întreb pe cine. <coughs> deci să știți că <coughs> încă mă întreb și eu. Mă așteptam să se facă lobby. Fiecare din colegi să sune, să <coughs> întrebe, să... <coughs> A fost un lobby frumos, să știți când s-au făcut primele nominalizări pentru acești doi vicepreședinți aflați în funcție în, în interiorul partidului PSD, chiar a fost un lobby frumos. Și o spun chiar cu mă rog, gustul amintirii Asta înseamnă frumoase. democrație, nu? sau? Da, a fost un lobby din partea ambilor vicepreședinți, un lobby făcut pe lângă toți consilierii județeni. Fiecare dintre încercau să și încercau uh, să-și vând argumentele, punând ghilimele la cuvântul vândut. Dar uh, treaba asta s-a făcut, începând de la nominalizare, de fapt. Și chiar a fost uh, atunci plăcut să văd că suntem în stare, în, 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 în momentele importante, să, să știm să ne atragem oameni de partea noastră, și atunci când e vorba de un vot privind o persoană sau alta. Bun, eu... De asta, dată, dați-mi voie să vă spun că n-am -am primit niciun telefon, poate după emisiune. Uh, din partea vreunui din, ce, din cei doi colegi aflați în funcția de vicepreședinte. Bun. Uh, ca să aveți pauză, să beți apă. Că, că aveți am de putut vă evita răspunsul da. diplomat, nu știu. Nu, no, revenim, revenim, revenim. Bun. Vă uh, să nu. Eu am să fac o dezvăluire, să spun așa. Azi, astăzi, uh, în timp ce documentam textul din realitatea pentru mâine, Uh, am vorbit cu ambii dintre cei doi Așa. vicepreședinți și am vorbit și cu doamna Arcan și cu domnul Manoliu și am întrebat ce și cum faceți, cum vă dezvoltați <gântuia> pledoaria, nu știu uh, Niciunul dintre ei n-a știut să-mi spună, uh, reacția a fost ceva de genul, nu știu ce-o fi o fi, eu nu mă agăț de chestia asta este o reacție a unui om care își dorește, dar nu vrea să pară că își dorește. Așa simt eu. Așa facem noi. Bă, dacă e, e. Dacă nu e, nu e. Nu e întotdeauna o reacție sinceră. Deși va fi foarte greu pentru colegii lor. Acum, mai e o discuție care trebuie purtată. Vorbim vorbe. Trebuie să fiu clar. Uh, Vorbim vorbe pentru că sunt foarte multe variabile. Exact, asta sunt atât spuneți. de multe variabile da. în cazul de față încât mâine, în ședință, se poate întâmpla orice. Sigur că da. Trebuie. Cert este că unul din cei doi va ajunge, deocamdată, pe funcția cu pricina. Nu se poate, că am, am auzit și alte variante, că să vină, să fie schimbați toți, ambii vicepreședinți, să fie puși alții și așa mai departe. E și asta o variantă, dar de luni încolo nu de mâine. Mâine să alege unul dintre cei doi. Deși ar fi anormal și ar demonstra uh, nu știu cum să spun îmi uh, dați informații în premieră acum, mă uit la asta, vă ascult. Da. Poate mai spuneți că așa, chiar uh, sunt multe chestiuni pe care noastră presa le-a aflat înaintea noastră. Să știți. Da, pentru că oamenii vorbesc da. și toate discuțiile pe care le-am purtat eu au fost cu consilieri județeni de la diferite partide. Sigur, la da. da, Și au spus da, e posibil să-i schimbăm pe amândoi. Mâine alegem unul, foarte bine. Luni putem veni cu, cu un proiect, de, cu o hotărâre extraordinară, pardon, cu o ședință extraordinară în care să propunem o hotărâre să schimbăm pe amândoi vicepreședinții. Până acum a funcționat o majoritate PSD, PDL, PPDD, dar nu trebuie să uităm că doi de la PPDD au trecut deja la UNPR, cei șase consilieri PDL sunt acum independenți. Și de mâine, dumneavoastră, din nou, vă transformați în 10. Cu domnul Păcală cu tot. Se mai completează un domn la un, un loc la PNL, o vor fi 4 dacă la adăugăm și pe domnul Ignat care a sărit în ultimul moment în PDL și s-a trezit tot în PNL până la urmă. <laughs> Parcursul domnului Ignat mi s-a părut unul ciudățial. Da, mă rog, o să-l cheam unei emisiune să-mi explice și nou. Și îl mai avem pe domnul Costachelopu care se alătură celor șase consilieri de acum une pere. Une pere, da. Bun, și de aici începe calculele. De, de aici ce matematică pură? Or, și orice calcule vom face, nu noi puteți, nu ne vor da. Nu. Dacă nu. va funcționa în continuare uh, majoritatea aia, un loc de PDL, spunem independenți, adică PSD independență pe PDD, da, există majoritate și așa mai departe, Sănătate și la gară. Dacă nu va funcționa majoritatea asta, vă veți trezi <laughs> <laughs> nici, nici nu știu, orice calcule veți face mâine la partid, înainte de ședință, nu, nu, nu stau în picioare. Noastră, cum vedeți? Deci, Derularea evenimentelor. Eu vă spun că în această perioadă, și nu doar în această perioadă, ci până la uh, desfășurarea alegerilor uh, anticipate pentru funcția de președinte a Consiliului Județean, uh, lucrurile se pot schimba de la oră la oră. Pentru că depinde. Ceea ce încercăm noi acum să, să spunem telespectatorilor, să facem cumva anumite predicții, e foarte greu, pentru că depinde foarte mult de negocierea dintre liderii partidelor. Este vorba de o negociere între liderii partidelor. Uh, negocierile astea se poartă pe structura de conducere a Consiliului Județean, bineînțeles. Eventual, eventual, dar cum mai, mă rog să zicem că în planul 2, pe o majoritate stabilă ulterioară. Din punctul meu de vedere... Uh, Ceea ce ar fi necesar. Atenție, pe asta vreau să spun. Din punctul meu de vedere, uh, orice negociere, discuție, cum vreți să o numiți, între liderii acestor partide, Trebuie să privească nu doar structura de conducere, acum, pe care o facem, acum, pe care o așezăm acum în Consiliul Județean, ci și majoritatea pe viitor și modalitatea în care se vor desfășura lucrurile și evenimentele pe viitor în Consiliul Județean. Deși prima tentație ca lider de partid este mai întâi să-ți asiguri majoritatea, majoritatea să-ți asiguri funcțiile de conducere respectiv vicepreședinții, președ, vicepreședintele, cei doi vicepreședinți plus președintele cu atribuții de președinte. Asta este tentația. Dar rămână această opinie că aceste discuții trebuie, trebuie să aibă o bază mult, mult, mult mai stabilă cu o privire în perspectivă. Bun, aveți perfectă dreptate. Deși lucrurile sunt mult mai simple decât atât. Întotdeauna problemele astea care par foarte complicate au niște soluții extraordinare. Păi nu, stați un pic să completez, că am anticipat ce vreți să spuneți rup. noastră. Degeaba am eu acum și cad la o înțelegere cu între partide, cu negocieri între lideri, pe o anumită structură executivă a Consiliului Județean. Da. Dacă nu mi-asigură a și majoritatea pentru următoarele ședințe și pentru următoarele proiecte, pentru că la următoarele ședințe se face o altă majoritate și iarăși ajungem în situația în care schimbăm de la ședință la ședință vicepreședinte. Ceea ce este o mare tâmpenie, e, pentru vedeți? că ar fi momentul să avem și noi ceva stabilitate în Consiliul Județeanean. Despre asta vorbesc. Unul la mână, doi la mână. Trebuie să fim foarte realiști. Peste trei luni, în trei luni de acum încolo, vom avea alegeri. Cele două mari forțe politice din județul Neam sunt PSD ai să zic, nu. Stânga și dreapta. Par, Consiliul județean este împărțit între stânga și dreapta. Dacă ai, ca stânga sau ca dreapta, președin, vicepreședinte ales cu, cu atribuții de președinte, poți merge altfel la alegeri. Asta este miza, cu siguranță că asta este miza. Haideți adică să fim realiști până la urmă. Nu, nu, nu. Deci nu, e, nu cred că e un secret. De, de asta stat. cred eu că v-ați dat o bătălie până la urmă. Nu să stea nimeni gata, ai ne-am Bătălia nu va fi dată în la urnele de. A, nu, de bătă. nu, nu, nu. Bătălia va fi nu. dată Se în. Se vor negocie. face negocieri? Sigur că da, în discuțiile între liderii partidelor. Și acum, ceea ce înseamnă numărul de consilieri, majoritatea înseamnă 17. Că fiind mai puțini. Da, e altă mâncare de pește. Nu mai trebuie 18, cum era înainte. Eu cred că. Lucrurile sunt aranjate. 16 deja. în loc de 17, după calculele mele, dar nu mai vreau să le mai refac acum. Cu tot cu cei 3, dar, 17. A, dacă ați spus și pe cei 3. I-am da, pus că da. vor fi validați de mâine, nu mai avem ce face. Eu, da, aveți dreptate. Dacă nu erau cei 3, da, erau 16. Da. Uh, în momentul de față, eu cred că partidele și-au aranjat jocurile. Că ar fi nebun să nu o facă. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că n-ați fost sunat până acum. De unul din cei doi colegi. Ah, <laughs> să-și facă lobby. E ușor, ușor, ușor scoatem toți. De unul din cei doi colegi ah, care ar trebui să-și facă lobby. A fost am o glumă, vă dați seama. Da. Bun. Înseamnă că lucrurile sunt aranjate deja. Și așa ar fi normal să fie. Puteți să trageți orice concluzie. Dar vă mai spun ca să. nu pot să cred că se vor duce mâine. Veți merge dumneavoastră consilierii PSD, consilierii PDL și. Pardon, băi, că tot zic independenți. UNEPR, votăm cum ne spune conștiința. Stați un pic, stați Imediat vă demonstrez contrariul. Vă rog. În cazul în care nu se întâmplă altceva, avem de ales între doi vicepreședinți ai PSD-ului, da? Da. Deci, dumneavoastră, oricum, ați ieșiți bine. Păi, în condițiile astea, Vă așteptați ca să vină cineva de la partid să, să ne spună cu cine să votăm din cei doi vicepreședinți? Amândoi sunt ai PSD-ului în acest moment. Deci avem dreptul fiecare dintre noi consilieri județeni să avem opțiunea noastră în cabina de Bun, vot. Bun, eu mă așteptam să vină cineva de la partid să vă spună. E, ce nu nu -a. există așa ceva. Dar îți, îți două personalități diferite. Și în situația asta, mai cu seamă în care avem doi vicepreședinți în același partid, cred că nu există unul care să fie inferior celuilalt. La modul cel mai cinstit nu cred că avem probleme de genul ăsta. Am doi vicepreședinții, sunt colegii noștri și cred că au făcut performanță atât cât au putut în Consiliul Județean. Aveți o bolină roșie pentru răspunsul asta. Nu știu, știam de albă de sau neagră, de, de, de nu nu roșie, nu știu ce înseamnă. <laughs> Trebuie să luăm o scurtă pauză, revenim în câteva momente. Am revenit, doamnelor și domnilor, la discuția noastră cu domnul consilier de țean Adrian Bourceanu. Tocmai am pus la cale țara, Consiliu. Mai avem de schimbat guvernul? <laughs> Mai avem de schimbat remaniat cu... guvernul? Sau... Aveți grijă ce spuneți, domnul sau pe cine, Aveți da. grijă ce spuneți. Bun, revenind și încheiem în curând subiectul Consiliului de țean. Mâine va fi o nebuloasă, deși eu nu cred că va fi chiar atât de mare tam, -tam pentru că ne-am cam obișnuit să ne vedem de interesul și când spun ne-am obișnuit, mă refer la consiliere de țări prea multe forțe politice dacă e să le numărăm pe toate o să rămâne surprins că eu îi spuneam la cineva cât consilieri sunt, păi 35 ar trebui să fie și care sunt forțele politice, dreapta, nu Asta așa? avem PSD, PC UNPR PPDD, Independenți și PNCCD cum adică mă, dar uite câte sunt, sunt multe, într-adevăr. Așa este. Eu am vrut. Uh... Întrebarea mea este, lăsând la o parte alegerile de mâine, lăsând la o parte ceea ce se va întâmpla în, pe viitor, se poate colabora la nivel politic, în cadrul legislativului? Și când spun legislativ, vă spun special legislativ, județean, pentru a, nu știu, da valoare activității dumneavoastră. Și când spun a da valoare activității noastre, o spun pentru că în ultimii doi ani nu s-a făcut mai nimic. Ieri, nu, azi a fost dat anunț oficial cum că licitația pentru operarea depozitului de deșeuri a fost anulată. Astea sunt probleme foarte importante, domnul Borcean. Într-adevăr. E foarte importantă probleme foarte importante care ar putea fi umbrite de 211 milioane de lei. De discuțiile astea de formă, dacă vreți, pentru că până la urmă sunt discuții de formă. O adevărată majoritate în Consiliul Județean se va așeza după alegerea uh, pentru restul de mandat. Prin a vot a, a președintelui. Președinte de Consiliu de restul sunt vorbe, da. Bun. Dar până atunci... Dar ce nu am putea da noi celor care aleg, care în curând îi chemați la vot, dacă după alegerea de mâine va urma o alegere, o schimbare de vicepreședinți marți, după aia să mai face o altă majoritate, mai facem încă una înainte de Crăciun și așa mai departe. Că e posibil. Eu am auzit vorbindu se foarte mult despre acest aspect, că luni sau marți vor fi schimbați cei care vor fi aleși mâine. Bun. N-ar trebui, da, și eu cu părerea, nu știu, n-ar trebui hmm. ca mâine toți șefii de partide să se întâlnească băi, cum facem noi ca să ne fie bine nouă și cetățenilor? Ca să nu mai dăm impresia că noi ne certăm pe un ciolan aici? Ca așa se vede din afară. E... e... Da, e, e adevărat ce spuneți dumneavoastră. Deocamdată suntem în limitele normalului, stați că nici n-a început încă dezbaterea pe problema asta. Putem discuta în termenii ăștia abia dacă avem, să zicem, două, trei modificări până la alegerile pen, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Deocamdată, interesul public constă în reașezarea forțelor în Consiliul Județean, ceea ce presupune și aceste negocieri și aceste desemnări pentru buna funcționare a aparatului tehnic din Consiliul Județean. Repet, o astfel de discuție este prematură, nu avem încă indicii temențe clare care să ne ducă în sensul ăsta. Dar ați văzut că în contextul în care la începutul emisiunii dumneavoastră ați pornit discuția cu alegerile de mâine sau Altele dacă vor urma eu, am accentuat pe necesitatea de a nu pierde din vedere proiectele de fond care sunt pe ordinea de zi. Asta e foarte important. Și să ne, între să ne întoarcem la alegerile de <gângări> din următoarele trei luni. Eu am făcut, am scris un text în urmă cu câteva zile în realitate, în care am dat așa niște repere, să le zic așa cu personaje politice care ar putea candida pentru funcția de președinte la Consiliul de Terea. Vă mărturisesc că n-am citit articolul. Păcat. M-ați făcut curios. <laughs> și avem așa. PSD. L-avem în primul rând pe Ionel Arsenie și trebuie menționat faptul că azi tot mie mi-am declarat că va candida pentru această funcție. Declarație oficială. Bine, bănuiesc că trebuie discutat și într-un birou județean sau decizia asta să ia... În birou județean, da. Sigur. Așa? Tot de la PSD. De la PSD nu mai, nu mai continuă. Dacă domnul Arsenie a spus că el candidează, eu îl mai băgasem pe domnul Harbuz ca o înțepătură și pe domnul Vlad Marcoci tot ca o înțepătură. Ca să fie... Repet, asta este, o asum eu. Nu, nu e vreo... E o mică intrigă. Da. O mică da, intrigă. Da, o mică, să, mi se să pare normal. Dar... Democratic este ca în fiecare partid să stabilești candidatul cu cele mai mari șanse. E logic. Da, e logic, sigur. Băi, facem un sondaj, nu știu, că așa se făcea și pe trei. Și... Pe de altă parte, întotdeauna președintele partidului este cel care are primul cuvânt și tot teoretic are prima șansă și în sondaje, nu? Și ar trebui și teoretic și practic să aibă așa. prima șansă, pentru că e cel mai bine văzut de acolo, nu? Bun, după aia avem așa, la PNL. Pe domnul Mugur Cosmanciuc, care eu îl exclud din stat, pentru că el este deputat în Iași, de Iași, este cumva adus la neamț ca să le facă organizația și din câte am văzut eu fără supărare la legele astea, așa că am făcut treaba omul, dar nu cred că o să renunțe la mandatul de deputat și să candideze la Consiliul de mai ales că nu e din neamț. După aia avem pe domnul Eugența uh, Eugen Tăpunazare, un romașcan care a fost președintele organizației PNL, Piatra Neamț, de, uh, senator în Colegiul 3, tot pe zona Piatra Neamț, cunoscut pietrinilor de altfel. O altă discuție se poartă în ultima perioadă, tot am auzit numele domnului primar Laurențiu Leorean. Da. Nu, de data asta nu m-ați mai prins. Uh, Dar știu, știu, că a -am prins. <laughs> <laughs> Așa, știu că nu v-am prins. Aș știu că nu m-am prins. Da, uh, e varianta cea mai... Uh, o altă spus, variantă da. pe care o luasem eu în calcul era cea a lui Vasile Pruteanu, în cazul în care nu avea situația cu anii pe căpușor. Și pe asta am auzit da. Așa. Bineînțeles, o pe cea a, hey, Păi înseamnă că v-au spus oamenii ce-am scris, nu, 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 ce -am nu, nu, ce -am nu scris și nu, exact. Ce-a scris dumneavoastră știam și eu. Nu, așa. Da. După aia mai avem un epr -u. Așa. Că e posibil de acolo o să apară un candidat. Și acolo avem pe domnul Constantin Acoban și pe domnul Alexandru Rotaru. Pe cine? Alexandru Rotaru. Uh, Alexandru cel să să zic domnul primar, eu Rotaru rota. Am, am, am da. combinat și numele comune <laughs> cu numele. Da, mă scuzați domnul rotar, vă dau un miel, dar nu la Nu, no, Să la știți -i. că i ați făcut un bine, nu? Da. L-ați nominalizat candidat la președinția CJ-ului. <laughs> nu l-am nominalizat, am dat ca posibil. Da, ca o posibilitate. Păi da. are, are un background politic cunoscut, eu un personaj politic cunoscut în județul Neamț. Da. Acum, na, alege, uh, alianța asta între PSD și UNPR ar trebui să aibă un singur candidat. Opinia mea. Poate să faci o derogare pentru județul neam să avem o luptă mai interesantă între trei candidați, nu doar doi. <laughs> Depinde foarte mult de ceea ce se decide la centru. Fiind într-o alianță, uh, nominalizarea uh, celui care va candida E o chestiune care depinde extrem de mult și de negocierile purtate la București. Faptul că președintele Partidului Social-Democrat din Neamț, domnul Arsene, a spus-o cu voce tare că dorește să fie candidat, mă face să cred că a purtat discuții și în sensul ăsta. Adică este posibil ca PSD-ul să vină cu o nominalizare distinctă în județul Neamț, față de UNPR. Deci, repet, această declarație de care ați făcut vorbirea domnului președinte Arsene mă face să cred că totul s-au purtat ceva discuții la București și pe tema asta. Am înțeles. E oarecum logic, aveți dreptate. Bun, acum lăsând asta deoparte, o să trec la o chestiune care s-a finalizat deja, e vorba de alegerile pentru președintele României. Ați fost implicat în campanie, ați fost membru un birou electoral. Unii zic că da, alții zic că nu. Aici e... Că după... da, Asta e eterna discuție. după alegeri, cei care pierd încep să scoată degețelele. Da. Degetelele. da ăla, 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 ăla. Voi nu v-ați făcut treaba. Noi, întotdeauna, fiecare și-a făcut treaba în felul lui și tot, tot împreună nu și-a făcut treaba. Bun. De bine de rău, PSD a câștigat alegerile în neamț. Nu e unul dintre... Tot de bine de rău, rău. a câștigat uh, detașat. E, de Am tot. vrut să fiu și eu malițios. Nu. Pe 55 la 45, nu? Da, da. 10 da 10% de diferență. Bun, a câștigat alegerile în județul Neamț. A pierdut în schimb în piatra Neamț și în Roman, unde e dureros. Dar trebuie să fim realiști, în Piatra Neamț PSD nu a câștigat niciodată alegerile. Niciodată. Că mulți vin și spun că a câștigat un Rotaru. Nu, un Rotaru era la PD și prima dată era la APR. A trecut el după aia la PSD, asta e altă discuție, dar toată lumea așa ține minte. Nu, în Piatra Neamț PSD nu a câștigat niciodată alegerile. Pentru președinția Consiliului de contează enorm de mult voturile care vor veni din Piatra Neamț și din Roman sunt cele mai multe ca număr de votanți. Așa este. Dacă e să aibă o problemă PSD-ul cu voturile, tot pe, pe, zonele astea le va avea. Unde au câștigat liberalii, partea dreaptă să zicem. La Roman există domnul Laurenț Oreanu care după ce a jucat cu doamna Udrea, probabil că va juca tot cum spune doamna Udrea la următoarele alegeri și doamna Udrea nu cred că va spune vreodată domnului primar Leoreanu. Acum nu înseamnă că domnul Leoreanu face numai ce spune doamna Udrea. Poate mai are și idei proprii. Uh, cred, sper. <laughs> bun, eu, eu cred pot... că ar trebui să-i las punctul de vedere prin telefon. <laughs> nu, no, am încercat no. de multe ori. Să, să... Am fost de multe ori la Roman, chiar am încercat să intru la domnia sa și mi a spus că are treabă, nu poate să primească ziariști așa oricând vin ei. Mm -hmm. e, e, e mai dificil, nu-i ca la Piatra Neamț sau ca la Consiliul de Neamț. Uh, bun. Având în vedere rezultatele alegerilor prezidențiale, cum le vedeți pentru, pe cele pentru alegerea președintelui Constituției Neamță. Pentru că trebuie luat în calcul acest, aceste cifre, trebuie luate în calcul neapărat. Ne văd total diferit. Uh, Într-adevăr, se pleacă de la niște cifre, de la rezultatul uh, obținut de partide, atât la europarlamentare cât și la prezidențiale, dar cu o notă total diferită legată de persoana candidatului. Experiența politică m-a învățat pe mine și cei mai experimentați ca mine m-au învățat la rândul lor tot pe mine că ne vorba de alegeri locale sau alegeri care privesc persoana nu mai e vorba de culoarea politică atât de mult. Nu mai e vorba. Contează foarte mult partidul sub aspectul infrastructurii, a logisticii um, pe care funcționezi în calitatea ta de candidat, de practic de mașinăria de partid, cum obișnuiești dumneavoastră din presă să spuneți. Dar uh, atunci când omul iese la urne, îl alege pe Popescu pentru că e Popescu sau pe Ionescu pentru că e Ionescu. Vă referiți la funcția de președinte con la Consiliul de, președință, la, la de cear, sigur, sau de Asta prima. a fost întrebarea. Da. Dar v-ați întrebat în mod concret de pe Corect. președintele Consiliului Județean. Nu, va conta foarte mult persoana candidatului, cu siguranță că nu este de neglijat partidul și susținerea acestuia, însă mai puțin culoarea partidului, că e, să zicem, roșie sau că e galbenă. Corect. Oamenii ies la vot pentru că sunt oameni, pentru că vom avea candidații ai comunității. Indiferent că provin de la Piatra Neamț, de la Târgu Neamț sau de la Roman. Sunt oameni cunoscuți de către nemțeni, nu sunt nou uri și astfel încât votul va fi foarte mult influențat de calitatea, capacitatea persoanei candidatului. E greu să faci o campanie pentru continuu de E foarte greu atunci când nu ai o notorietate, Destul de bună, să, deși notorietatea nu este o garanție suficientă. Nu mă refer ca partid, nu neapărat ca e foarte, candidat. Greu, e foarte greu. E, e uh, identică cu cea de la prezidențiale. Nu, eu cred că e mai grea puțin. Sau chiar mai grea Sau chiar mai grea, pentru că aveți dreptate că e mai grea Pentru că la prezidențiale beneficiezi poate și de uh, informația transmisă nu, direct de candidat. Eu cred că la prezidențiale de... un partid poate face până aici. Și, și de e pare... să se uită la oameni, că nu după mai care ce După care ieși atitudinea celor face de la face campanie, pune benele, afișe, discută, face, da. drege și așa mai departe. Dar de la Foarte un moment dat greu. zice, băi, de acum nu mai am ce face. Vin oamenii și votează cum vor ei, chiar cum vor ei. Iar la aceste alegeri am văzut că... S-a văzut, da, văzut că de multe ori, cum să vă spun... Chiar am, am, am fost malițios într-o zi am zis că la aceste alegeri PSD-ul n-a fost conectat la internet. Avem un electorat atipic, aș spune, și nu spun doar eu, și nu cred că jignesc telespectatorii. Avem un electorat atipic, ceea ce nu înseamnă un lucru rău neapărat. Nu o spun ca o, ca o, o, o jignire. Avem un electorat care, iată, funcționează și pe fond emoțional extraordinar de, de bine. Poate chiar mai bine decât pe fondul unor informații adresate obiectivului, raționalului. Chiar citeam o carte a unui american implicat în foarte multe campanii electorale și el avea teoria asta că alegătorii nu votează cu mintea, el nu, alegătorul nu reține decât în linii foarte generale care au fost opiniile tale, platforma, program. Votează cu sufletul de foarte multe ori. De Cred că, în majoritatea cazurilor, da. Da, și în majoritatea cazurilor. Era teoria acelui american. Iată, s-a confirmat cu vârf și îndesat la alegerile prezidențiale, că avem avut un vot emoțional, zic eu, primordial, oricărei platforme, program sau oricărei atitudini a, a candidaților, în sensul în care a, a, fost dincolo de candidați ceea ce s-a întâmplat și România nu, nu, cred că va mai avea astfel de reacție electorală în următorii, nu știu, 20-30 de ani. Opinia dumneavoastră, unde a greșit Partidul din care faceți parte în aceste alegeri. Că undeva trebuie să fi fost o greșeală. Aveați toate aturile în mână. Toate. Nu, nu sunt eu în măsură să fac o Dar opinie, de analiză. Tot, tot puteți avea. Am, am opinii și nu cred că sunt împărtășite de mulți telespectatori sau colegi de partid. Uh, cred că nu s-a comunicat foarte bine cu electoratul în ceea ce privește uh, impedimentele. Creierii unor noi secții de vot între cele două tururi de scrutin. Ar fi trebuit ca liderii noștri de la București să iasă la televiziune ca la tablă și să explice oamenilor concret cum stă, ce spune legea, ce se poate face, până unde se poate merge, dar din timp, adică imediat după primul tur, pe fondul acelui, acelei crize privind diaspora, ar fi trebuit să fie mai clar în, în, în explicații, în exprimare, să insiste mai mult pe mesajul. Fie pe ce se poate face concret, unde e limita, să zicem, reparării prejudiciului, de unde nu se mai poate merge conform legii sau conform altor impedimente. Cred că s-a greșit neinsistându-se pe acest segment, pentru că, de fapt, alegerile nu au fost pierdute pe diaspora, ci pe reacția din țară față de uh, românii care n-au putut vota în diaspora, pe feedback-ul dat de românii din țară uh, la reacțiile românilor din străinătate. Da? Poate că este uh, prima oară când românii, electoratul din țară și dacă am spus electoratul voi continua în stilul ăsta, a fost influențat de situația din diaspora. Abia acum, într adevăr, putem spune că am avut un vot influențat de diaspora. A fost din... Punctul meu de vedere, au fost mai multe canale dar, de transmitere. Dar ca să închei uh, sub, uh, răspunsul la întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, și pe partea de online, deși s-a observat o activitate coordonată, și aici o spun cu toată responsabilitatea și chiar cu riscul de a supăra mulți telespectatori, a fost uh, pe, part, pe online s-a făcut uh, o manipulare profesionistă și agresivă de oameni foarte bine pregătiți. Și cred că PSD-ul a ignorat acest segment. A considerat probabil că uh, nu, nu poate influența foarte mult. Iată că a influențat foarte mult. Enorm. Dar eu vă spun un lucru. Dacă era doar partea asta de pierdere, pierderea terenului online și a rețelelor de socializare, fără diaspora, nu putea aduce chiar nu. mișcarea asta de. Din de punctul meu de vedere, mișcarea din diaspora, care s-a amplificat între cele două tururi a fost transmisă în țară prin două canale unul a fost cel direct în care copilul a pus mâna pe telefon în timp ce se afla la coadă la La acolo coadă, da? după 3, 4, 5, 6 ore de așteptare mamă, tată dacă nu vă duceți la vot și nu votați cu ăla eu nu vă mai trimit bani am auzit eu de foarte multe și eu am, am auzit de la președinții și am auzit de la oameni de care, de care comună, au spus da. că am văzut la Săbăoani, cum spunea domnul Munteanu, am văzut oameni care în viața mea nu l-am văzut că nu au fost la vot, s-au dus la vot acum. Pentru că au sunat copii și dacă nu vă duceți acum la vot, noi nu mai avem ce discuta. Asta e unul la mână și doi la mână. Oamenii care stau acasă și care de obicei butonează cum fac eu acum calculatorul și nu se duc la vot, că dacă ar avea un buton undeva în colț cu votat, ar face-o. Dar mai mult de atât nu fac. Mm -hmm. Au empatizat cu oamenii acolo, crezând că, băi, el a văzut, stă ăla de șase ore la vot. Stă acolo de șase ore. Ce n mai, trebuie lui neapărat să vote? Se mai duce și 300 de km de la grosetul la, sau 200 de km la grosetul la Roma să voteze. Înseamnă că ăla are ceva în cap. Ia să mă duc și eu. Și asta s-a întâmplat până la ori. Avem o prezență la vot cea mai mare care s-a înregistrat până acum la România. Și dacă e să scădem și să calculăm la cifra reală de cetățeni cu drept de vot în România, că nu suntem 18 milioane nici în visele noastre cele mai frumoase. Dacă e să punem recensământul din 2012 în aplicare, vom vedea că la vot au fost aproape 80% dintre români. Am dreptate? Aveți dreptate, da. Deci legitimitatea viitorului președinte este garantată. Nu avem ce să ne a, dar nu, asta nu s-a negat de nimeni. Deci, absolut, dar nu cum să negi. O sunt, uh, am văzut și discursul domnului Ponta după ieșirea de la discuția cu colegii săi de astăzi și a spus că sunt greșeli pe care PSD le-a făcut și le asumă. Și a vorbit și ceva de baroni, de chestii că trebuie curățat oarecum partidul. E o discuție și aceasta. Trebuie purtată. Pentru că Votul pe care l-au dat românii acum nu a fost împotriva lui Ponta, nu a fost pentru acord, Iohannis. Așa este. Nu a fost împotriva lui Ponta, nu a fost pentru Iohannis. A fost dat împotriva unui sistem care se perpetuează de 25 de ani. De 25 de ani avem la conducerea României o mână de vreo 3.000-4.000 de personaje care și-au schimbat rolurile în timp. Oameni cum e Ponta care sunt mai tineri și care nu au mușcat din momeala asta au șansa să și revină. În același timp sunt niște fosile în toate partidele, nu mă înțeleagă cineva greșit, care trebuie să dispară de pe scena politică. Dar trebuie să dispară. Și mai sunt unii care nu trebuie să reapară. Când mi-aduc aminte de azi vorbeam de la cum îl chema Berceanu uh -huh. Știți cine e Berceanu, nu? Știu cum să e, A dispărut de vreo 2-3 ani din peisaj. Și revine. Acum. Ar trebui să reapară. Dar nu în vreo funcție. Poate în altă parte. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în seara asta, domnule Borceanu. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc băieților de la emisie, celor din platou. Noi ne revedem mâine seară cu un alt extemporal. Până atunci, toate cele bune.